Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Resident Evil 7 Biohazard. Ceva mai târziu astăzi, ce-i drept. Cum v-am spus și de dimineață, avem chestii așa mai prioritare, cum s-ar spune, pe care ar trebui să le facem. Și de aceea am zis hai să punem video de Resident Evil ceva mai târziu astăzi, dar nu puteam să vă las fără episod, evident. Și mi-a spus că aici se găsește comoara pe care noi o căutam. Legit, alea erau niște mag ammo pe care... nu zic că e ammo pe care nici nu o să pot folosi. Ba da, e mag ammo. Bun, dacă toți suntem aici, hai să lăsăm lucruri de care nu avem nevoie în inventar. Pentru că nu avem fire grenade rounds de astea, nu folosim mag ammo, nu folosim de astea așa. Cheile, că mi-a spus că mai ne trebuie, că pana mea, că o să ducem de colo-colo. Dar cred că o să-l las așa momentan. Pentru că, sincer, nu știu de fapt de manivela asta dacă am nevoie sau nu. Hai să o lăsăm. Sau? Nu. Hai să nu o lăsăm de fapt. O să iau Scorpion Key-ul ce drept cu mine. Lanterna clar am nevoie. Și bun. Oare mai am pastile de alea? Nu cred că mai am pastile de alea de să-mi arate chestii. Că am aflat și eu în sfârșit ce fac pastilele astea. Că, vai doamne, vezi că-ți arată lucruri și toate alea, știți? Ați dat voi backseating acolo, cu toate că nu prea aș vrea eu backseating, că îmi place și mie să descoper chestii și să fac chestii. N-am putut, să nu citesc comentariile, că le citesc destul de des. Ia, hai să vedem aici ce găsim. Și mi-a făcut capul pătrat, că ia arma aia, că vezi că poți să o repar pe cealaltă, să o faci și pe mama, eram bine, da, super. Repair kit. Acum întrebarea e ce vreau să repar. Vreau să repar pistolul sau vreau să repar shotgun-ul? Cred că o să repar pistolul, că shotgun-ul e la mama naibii. Deci mă gândesc că nu ar avea... Ok, nu mai contează, iar mi-am dat heal. Doamne, cred că o să mut heal-ul. Legit, trebuie să mut heal-ul. Control nu e o tastă bună pentru mine, vă spun sincer. Control e o tastă care mie îmi provoacă PTSD pentru că eu mă gândesc la complet altceva. Unde sunt tastele? Bro, unde? Aici, button key. Nu știu cine s-a gândit că e o idee super bună de a pune healing-ul pe control. Așa. Delete. Și e pe butonul de la mouse. Superb. Doamne sfinte. Bă, murim în roleplay. Bă, cum să pui pe control așa ceva? Doamne. Stai că mai e ceva. Mai era ceva sub rulotă? Unde mai găsim și intrarea de sub rulotă? Pleacă loot-urile alea nebune, bă, țineți-vă. Niște gloanțe aici. Cred că ar trebui să pun crouch-ul pe ăsta. Pare că o să uit care este tasta de healing după, vă spun sincer. O să mi se întâmple asta, vă garantez pe ce vreți voi. Că mai pățesc și de-astea acolo. Bun, cred că am văzut-o ce era de văzut. Hai să reparăm pistolul, că așa simt eu că ar trebui să fie mai bun. Broken handgun. Acum facem și noi o chestie combine with the broken handgun. Și M19, care cred că e mai bun decât G7, da? Cum scot eu gloanțele din G7? Poți să scoți gloanțele din ăsta? Nu pot. Să le avem pe amândouă. Nici nu știu cum să fac acum. Cred că consum ăsta 10 gloanțe de pe ăsta. Sau să YOLO și să... Așa? Nu știu, vedem. Hai că le consum pe ăsta 10 gloanțe de aici și după aia dacă e bun. Hai că am tras de timp, nu că mult rău de tot. Dar am zis să fac astea acolo ca să nu vă mai agitați prea tare pe toate detaliile astea. Bun, hai să verificăm un pic ce camere nu am mai analizat noi pe aici. Și cred că ar trebui să ne întoarcem, parcă? Ar trebui să ne întoarcem, nu? Da, ar trebui să ne întoarcem. Pe aici nu cred că ne ducem în camera aia, deci practic trebuia să o fi dus tot pe drumul principal, nu pe... Sau pe aici? Poți să iau pe aici? Poți să iau pe aici, da. Pana mea, nu știu. Nici nu mai știu pe unde să o luăm, dar o luăm noi. Hai de viața mea. O luăm și noi prin tunelele astea. Deci că faci schimbarea de pe rom, prin gările alea nebune, prin Ploiești, prin Brașov, toate alea, știi?
Mereu m-au înspăimântat tunele de genul ăla, că niciodată nu știi la ce te poți aștepta. Sare vreun aurolac de la pe acolo la tine. Vine să-ți mănânc sufletul ăla. Știi ceva genul ăsta? Ok, bun. Bun. Lampă acquired. Mamaie. Mă, ce? Mămăița rezolvată. Tot ce mai urmează este să rezolvăm acilea. Și punem și noi lămpița. S-a balansat treaba, s-a deschis ușa. Mamă, ce m-a luat crocozaurul ăsta, ești nebun? Umbrili, bă. Nimic aici. Mamă, dar de ce e beznă? Îți. Statuia la Adonis. My family to de la Evelyn. Asta, mă, Evelyn. Mamă, o colecție de papucești. Deci aici este comoara din papucești, bă. Adevărata comoară. Ok. Îl mus copii. Drăguț. Forme. Ursul Barney. Știi, mai așteptam să fie ceva pe el. A, uite mă că vomită. E ediția specială de urs. Nu știu dacă știați, dar erau ceva păpuși de alea, dar erau făcute special să vomite și toate alea. De la televizor când era mic. A, este păpușa realistă. Face caca și toate alea. Este reală? Mamă mia. Așa ar fi arătat apartamentul meu de sectorul 6. Dacă nu spălam pereții. De la mucigai. Mamă, dar s-a dat cu mucigai pe aici, nu glumă. Hai de mine. Something wrong with her. Her. Mă, nu mai închide ușile în față, bă, că nu-i ok. Nu-i frumos. Deci mă aștept să-mi apară niște Venom de aia. Eddie Brock. Aha. Stay away. No. Plătește-mă, Evelyn. Pay me. O sumă grandioasă de bani și accept. Și bine, mi-o dai și pe mie. Și după aia te las cu ciudații tăi. Bro, ce? No, e în spate aici. E o chestie secretă, bă. Îți dau aici ceva? Ok, e o ușă secretă. Dar nu-ți spune cum o deschizi, nu? Ah, ok, trebuie să fi dat un pic mai cu tupeu. Mamă! Ce dracu? D-Series arm. Încă mi se par mega ciudate ingredientele din jocul ăsta. Damn. Momentul ăla bun când chiar ai nevoie de o mână de ajutor. Evelyn! Ce faci, păpușa? Uuu, stai că a redecorat, bă. A redecorat, mișto. Chiar mă întrebam voi când mai apăreți. Mamă, stai că... Dă-te, bă, de aici. Ți-e rușine. Nu cred că am ratat, bro. Oh well. Că vreau să schimb pistolul, știi? Ai cum muți ceva? Move. Superb. Hai, că de acum o să-mi dea Venom de ăștia peste cap. Hâț. Eu sper că pistolul ăsta e mai bun și că nu-mi iau mare gherlă, deși presim că o să-mi iau gherlă, că... Unor așa mai funcționează de Resident Evil, te trolează, știi, gen, hei! Știu să blochez acum, bă. Bă, dar au și ăștia niște mișcări lașive de alea, așa zici că-s dansatoare din buric. Mamă, mi-a rupt pancreasul, da. Știi care partea proastă? Eu nu mai am healing. Eu chiar cred că nu mai am healing, de fapt.
Da, e în regulă, e în regulă. E ok. Bun. Hai că poate suntem și noi puțin mai atenți cu ce tragem și noi. Ok, am avut puțin mai mult noroc. Hai să consum cu pistolul ăsta. Hai să spuneți dacă e mai bun pistolul ăsta sau celălalt. Bă, da, mă răda reload-ul ăsta acum. Aia, fire, ar să fie de acum. Bine, stai să-l dau cu shotgun-ul, de fapt. Așa, țin gloanțele astea pentru ziua recunoștinței. Bă, du-te, bă, de aici. Bă, n-ai cum, mă? Ești neserios. Du-te, bă, de aici. N-ai cum, bă, așa. Ce bivoli. Insane, bă, băiatule. Mi-a aruncat dracovenii asta care pe la 70 de glanțe să moară. Incredibil așa ceva, bă. Waste of ammo. Stai un pic că trebuie să mă asigur că nu mai mi-aruncă un căcățesc cu ăsta, dar mai vine unul, sunt sigur. Oh, ăsta are mână de aia. Ăsta e Fapperman. Aulu, stai că nu avem heal-uri, bă. Așa. O să nu mai apar unul. Mă, ăștia, bă, gheață de ăștia, bă. Morim, bă. Morim. Morim de binele. Acum faza e că eu am acum niște chei și chei. Alo? I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Nah. Oh, whoops. Oh, să schimb asta. Mă așteaptă in the trailer. Oh, problema mea e alta acum. Și anume că nu am heal-uri. Și nici materiale să fac. Dacă eu sper că o să ne dea niște chestii să ne vindecăm. Sincer. Pentru că altfel chestia asta nu o să vină prea ok cu noi. Pe cine mai avem de rezolvat? A, pe copilul dubios al familiei. Băiatul a cărui mână a fost tranșată la masă. Bun. Tu zi trailer? O, da, uneori parcă simți că te împiști cu toată viața din tine ca să deschizi mizeria aia de poartă. Demo Zoe. Ai, mă, am crezut că vine, pe bune, eram hyped up. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. Oh. I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nuh-uh-uh. That's family business, Ethan. And not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together. Just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take.
partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Mi-a lăsat un sandwich în frigider? Eu sper că mi-a lăsat un sandwich în frigider. Nu de altă dată, mi-am foame. Oh! The pig is waiting for you in the section room, bitch. The pig. Ok, nu e un sandwich. Asta e puțin trist. Asta e pentru stabilizator. Asta e un alt pistol. Deci problema e alta. Ok, avem două, ok, avem brațul. Oare trebuie să-l țin la mine? Nu cred, ok, brațul chiar nu cred că trebuie să-l țin la mine. Asta e o chestie ce clar e mai târziu și manivela asta la fel o să o dăm aici. Că nu, nu avem ce să facem cu ea. Dăm și noi un save aici, dissection room. Păi asta înseamnă că ar trebui să umc în casă. În casă și în beci, parcă. Încă n-am cheia șarpe. Aștept să mă duc la supplies acolo. Unde e camera cu Crow. Că dacă tot am cheie, de ce să nu investigăm? O întrebare e dacă sunt alții prin casă, gen chestii care chiar să-ți mai facă ceva daune, dar nu cred. Deci stânga, stânga, dreapta, dreapta, ok, pe aici. Oh, s-ar putea. S-ar putea să avem niște Venom de ăștia. Yeah, asta nu era așa. Sau era așa. Ok, și supply room-ul aici e. Și avem cheia. Iep, 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 iep. O, e un de-asta? Bun. A, mă. Oameni, împingi de-asta de... Grenade launcher-ul, bă. Bă. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de acestea. Bă, dar niște chem nu mi-ar fi dat. Grozav, am o armă pe care nu o s-o pot folosi. Ce fac acum cu ea? Bă, să cred că ăsta-i tot loot-ul pentru care m-am sfetit să vin aici să-l iau. Oh-oh. Ok, strong cam. Ok, ce pot să fac de aici? Niște gloanțe speciale pentru handgun. Sau încă o bombă de aia. Trei gloanțe normale, dar dăm și de astea, nu contează. Dă-le și pe alea speciale. Nu mai contează, merg și alea. Bun. Cred că am luat tot. Pot să verificez din la etaj un pic. La etaj avem ceva? Avem snake. Deci tot nu avem cheia cu șarpe. Stai, asta e chestie. Și dacă nu ținem în beci, nici în beci nu avem cheie cu șapte. Bun, întrebarea e că nu mai știu cum ajung în beci acum. Mă pierd. A, aici, sus. La monitoring room, da, 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 gata. Acum mi-aduc aminte. E unde fix unde e mucegaiul ăsta. Cucubau. Foarte neliniștit. Cum zic, nu e foarte liniștitor sunetul ăsta. Stai un pic, dacă tot mergem aici, am eu PTSD-ul ăla meu să nu mă trezesc cu surprize, surprize. Fără Andreea Marin, din păcate. Dăm și noi așa un țaca-țaca. N-avem cu ce să-i dăm. Bă, stai așa. Hai să lăsăm pistolul ăsta. Măcar un slot să-l am liber de inventar. Ce-mi dă opțiunea să tot închid astea? Da, mă. Știu că citisem la unii dintre voi că ceva că s-a respawnat loot-ul, dar nu cred. Ce Resident Evil n-a avut chestia asta? Dar bine, ăsta e și cel mai diferit. Ma. Unde era, mă, scurtătura către dissection room? Hai că e vreo scurtătură către dissection room, dacă e. Hai că e, dacă e. Boiler dissection, de aici ar trebui să fie.
Hai, bă, mamaie. Tu-ți așa la mine. Rânjește acolo. Asta e de section room bun. Plastic, what the fuck? Mama. Stai, dă la mai mai enhanced edition, bă. Oh, ăsta e dissection room. Ok. S-a renovat pe aici. Noi n-avem healing. Oh. Prove you are a real man and stick your hand. Oh, aici? Ah, no. Aș fi zis eu cu ce seamănă asta, dar probabil lumea ar crede niște chestii dubioase despre mine, așa că mă abțin. Dar hei, fisting is 300 bucks. Mă. Mamă, dar nu putea să-mi dea de la roșu. Hai, și nu mă pohilui. O, oh, Doamne. O, oh, Doamne. O, oh, Doamnele. Poate ar trebui să dau câte un shot și să plec, știi? Poate aia ar fi cea mai elegantă chestie de făcut. Ah, crezi că, că mai găsim ceva pe aici. Bă, da, câți Venom are ăștia? Stai, unde am ieșit? Ah! Ok. Și eu acum ar trebui să mă duc, cred că, să ne urcăm înapoi în cameră. În ideea că... să ne ducem în alte zone unde avem nevoie de cheia aia. Ia, cam așa pare. Bro, sunet... totuși să nu mai apară unul, știi, pe nicăieri. O, da, ești nesimțit? Ah, nu, nu cred că mai e nimic pe aici. Doar camera aia pe care nu putem să o deschidem. Ok. Ținând cont că încă n-avem healing, cred că trebuie să mă duc repede să-mi dau un pic de healing, că, bă... it's not okay. Adică să-mi dau un pic de saving, că o să tot murim. Bun, hai să analizăm totuși unde ar trebui să mergem. Deci, aici n-avem ce. Ups, dă înapoi. R. Cheie cu șarpe pe aici nu o folosim. Cred că celelalte două chei le pot duce înapoi, că n-am ce să mai rezolv. Uite, cheie cu șapte e sus la etaj. Iar în beci nu mai avem nimica. E doar ăsta care nu poate fi deschis oricum. Deci cheie cu șarpe trebuie să duce la etaj. Bun, păi atunci hai să depozităm celelalte două chei. Că nu prea ne mai ajută. Eliberăm și noi pe aici. Uite, luăm și noi ăsta în sfârșit. Țac, să le folosim de aici. Și ăla e. Simplu, scurt și la obiect. Mai dăm asta save. Nu face inventory management de două ori. Da, e simplu. Bun. Acum trebuie să mergem la etaj. Să ghicesc, e plin de bărbați de pe aici. Yup, I knew it. Cred că n-ar trebui să mă bag cu ei, pentru că uite cât sunt.
Nu cred că știe să vină aici. Am vreun alt drum pe care pot să folosesc să ajung acolo? Nope. Deci va trebui să trec pe lângă ei. Ei, știi, aș putea să le dau foc. La coptul ăsta. Hai. Hai mă, mor odată. Bun. Suntem într-o stare absolut perfectă, băieți. Nu murim chiar deloc. Absolut deloc. Sincer. Suntem la fel de sprinten ca în prima zi. Ah, noroc că ne luăm un pic așa de healing. Aș pune grenade launcher-ul pe ceva, dar nu știu pe ce. Oh, mamaie. În ce grime mai are, mamaie e safe. Bine, știu cine e mamaie, dar nu stau să dau cum clar. Oh! Ah, și acum vrei să o întorc la celălalt safe zone, nu să deschid chestia aia să văd ce e acolo, nu-i așa? Oh, te pupăcesc. Mamă, altă viață, bă. Altă viață, bă, băiatul. Mamă, dar fii atent unde au ascuns ăștia muniții și toate alea. Să uita să-l pe mine. Să mutăm patul. The same time as all other clocks. A, caută ceasuri acum. Ca să se mute ăsta de aici. Ce ai zis? Hai că ceva mai... Cred că vrea să ne împărtășească ceva. Nimic aici. Oh, slavă cerului, respect. Unde e asta? Aia nu știu unde e. E într-o cameră cu cușcă. Chiar nu știu unde e aia. Oh well. Deci să căutăm un ceas acum. Să vedem câte ora. Și să stabilim după aia aici ca să punem la fel ca pe celălalt. Bucubau. E un ceas jos, parc. Întrebarea e dacă vreau să mă duc jos acolo. Deși aș vrea mai degrabă să mă întorc unde am fost. Doar ca să deschid... Doar ca să dau ăla, mă. Da, așa. Că e aici. Mă, să deschid cutia aia, știi? Cutia sertarul. Poate e ceva bun. Doamne, dar ce bine că avem inventar, bă. Am zis că ne dă ceva, că ne rezolvă, că pana mea ce să mai... I hit something nice here, try find if you can, dar nu știu unde e asta. Un bești ceva cutie. Nu-mi dau seama exact. Aie, ce poți să-i și faci, you know, save. Da, eu de-aia nu mă joc jocul ăsta pe modul mai hard, știi, unde n-ai voie să salvezi de prea multe ori și chestii de genul ăsta, că, oh, clar, nu e de mine, eu aș da fail instant la așa ceva. Bun. Unde mai putem noi investiga? Trebuie un ceas, avem un ceas pe aici, că singurul ceas e în prima zonă și s-ar putea să dăm de niște băieți. Yo, gamers? Vom-o pe jos. Iată, nu. Respect. Ce zici, Ștefane? Oh! Muri din prima! Tare, aia zi, mă. Bun. E... 10 și un sfert. Bun, 10 și un sfert.
Mai aveam noi poza aia, dar mai știu... Tu-ți rasa ta, de unde ai venit, mă? Mamă... O chicata meu din ceruri. A, și ăsta e blocat, mă? Da. Mai era șemineul ăla, dar nici acum nu mai știu unde era. Era tot pe aici, dar în partea aia altă. Bun, 10 și un sfert. Nu, fii atent că nu e 10 și un sfert, că înnebunesc. Da, serios, cu ta mansion-ul și chestiile în jocul ăsta, e incredibil. Cine vine cu ideile astea? Hei! O măița. E ora fixă, mamaie. Pregătește-te. Mamă, ne-a blocat aici, refuz să cred. Ne ducem în ceva dubioșenie, fiți atenți aici. Vă zic eu. Leacă dubioșenia. Ma. Da. Oh my god. God nu e aici să ne salveze data asta, bro. Keycard red, bun notat. Enhance ammo. Înseamnă că se pleacă prăpădu. Ceva îmi spune că asta e partea unde o să ne batem foarte mult cu monștrii. Asta e un beci? Stai un pic. Păi tu keycards, pe ce sens are să mergem un beci? A, trebuie să mergem un beci pentru că a blocat asta ușa. Păi ieșirea e dreapta cu coridor încolo. Nu? Aha. Uh-huh. Oh, fuck! Știi, mi-ar fi plăcut să folosesc grenade launcher-ul, dar... N-avem... la îndemână. Oh, what the f... De-aia te trimitem pe aici, am o dreptate, mă, deci asta e secvența unde chiar trebuie să ne folosim gloanțele la greu. Zona cu bătaie, bă. Facem ce facem și ne învârtim în cercuri și ajungem tot aici, e incredibil. Absolut incredibil, bă, băiatule. Bun, unde Dumnezeu trebuie să ne ceci? Avem un singur keycard. Dar nu mai văd alte intrări unde am putea merge. Să mănc afară, oare? Putea merge afară să văd dacă băgăm un keycard ce se întâmplă. Și poate scap și de el din inventar, știi, adică am puțină muncă. Oare ar putea fi keycard și în zona? Oh, what the fuck? Ata mai întrebe, mă, să mai iasă ăștia din tufe sau ceva. Da, cred că trebuie să căutăm și al doilea. Hai să băgăm pe ăsta roșu. Oh, nu știu ce mi-a dat acolo. Da, cred că trebuie să inspectăm în alte zone unde n-am fost. Păi stai un pic, stai să vedem unde n-am fost. Deci, aici e ușa e blocată. În casa asta nu văd nimica. Stai, dă-mă înapoi. Uite, e kids room-ul ăsta unde n-am fost. Dar cred că era închis oricum acolo. Și dacă nu ducem mai jos... Nu e. Oh well. Oh well. Asta e un task pentru data viitoare, oameni buni. Să încercăm să căutăm unde Dumnezeu trebuie să ajungem. Nu dați spoiler în comentarii, lăsați-mă să mă chinui. În special că o să vreau să încă partea aia de sus. Aș mai fi stat să explorez mai multe, dar trebuie să mă tund. Pentru că după cum ne vedeți, am tăiat păroiul în cap. Așa că ne auzim data viitoare, oameni buni. Nu uitați să lăsați like, subscribe și comment. Pa!